mamă, dar uite-te cum plouă. Exact ceea ce mă temeam, stația nu funcționează și acum nu știu unde o să încarc. Da, cred că asta e cea mai horror experiență cu mașina electrică dintre toate. Astăzi mergem pe cel mai înalt drum din România, Transalpina. Mergem cu mașina electrică, o să vedem ce experiență o să fie, dacă avem pe unde să încărcăm și unul dintre cele mai izolate drumuri din România. În momentul de față suntem la Pitești, haideți să vă arăt și membrii acestei excursii de astăzi. A doua mașină, acest Megane frumos din 2021. Cristi. Cristi. Șpel. Și următoarea mașină, tot Cristi. Cristi 2. Avem aici Megane GT. Suntem fan club de Megane, dar eu sunt intrusul cu Tesla în spate. 205 cai. Și în partea aia câți cai ai vrei? 140. 140. Voi n-aveți emoții pe Transalpina, ăsta ar putea să mă împac acolo. Membrii din Tesla, o aveți pe Ioana, o știți pe Ioana. Caso și Miruna. Perfect. Avem full la mașină, 404 km. Am plecat spre Transalpina. Și cu tine, bă. Și dacă astăzi voi muri, mâine nu va mai fi la fel. E praf rău. Exact, fac cu mâna la cameră. Să rămână. Cam așa arată traseul nostru. O să oprim la Novaci să încărcăm fix înainte de Transalpina. Sperăm ca stația de încărcare de la Novaci să fie funcțională și să fie totul în regulă, pentru că nu prea sunt stații în zona respectivă și nu ar fi deloc drăguț. Mici Corex de la Dedulești. Vreau un mic. Un mititel. Da. Am ajuns oficial în Novaci cu 50% din baterie. E o mașină acolo, dar nu e electrică, deci e de bine. Fix lângă șosea, ăsta e drumul către Transalpina. Hai să conectăm, să vedem cum funcționează. Scanăm. Am scanat. Îi dăm start încărcare. Facem daily vlog. Dă-ne aici un review la călătoria asta pur acum. Andrei se tot chinuie de vreo 10 minute să bage la încărcat. Și dacă nu încărcăm aici, aici am rămas. Mai e o stație. Da, nu mai e. Nu mai e clan. Nu mai avem stație. Exact ceea ce mă temeam. Stația nu funcționează și acum nu știu unde o să încărc. Vedem ce soluție găsim. Am 50% baterie. Teoretic trec peste Transalpina, dar nu știu unde încarc după. A doua stație. Hai să vedem dacă asta merge, asta e lentă. Și puțin mai ieftin, cred că, încărcarea, dar să meargă, important. Da, cred că asta e cea mai horror experiență cu mașina electrică dintre toate. Da, mă, da! A luat-o, a zis, și că charge should start immediately. Hai să vedem. Bam! Ia! Verde! Am reușit! Asta încarcă de vreo 3 ori mai încet decât aia de acolo. Așa arată prima stație la care am încercat să încărcăm și toată lumea o laudă că funcționează. Vedeți numai lucruri cu verde, totul ok. Numai Andrei, când vrea să meargă și el pe Transalpina, nu funcționează stația. Același lucru am făcut și la stația asta lentă și a funcționat. Care? Mulțumesc. Cred că are. A venit și el cu pastele de acasă. A făcut mami paste. A venit Bucureștiul la Novaci. Băieții pe poziție. A fost stația asta lentă, dar și-a făcut treaba. Avem destul cât să ajungem la următoarea stație. Poate chiar la Sibiu, vedem. Papucești! Am făcut un mic popas și la cel mai înalt punct de pe Transalpina. Kürtăș Colac. Kürtăș Colac. Cred că v-am făcut poftă cu Kürtăș ăsta. Cum miroase. Cred că de acum încolo o să începem să coborâm de pe Transalpina. Zici, bă, nebunule. Te pup, te pup. Bă, 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 lasă geamul. Lasă, nu fugi. Bă, faci un râd. Nu mă bine. Mio, ia uite. Vezi să nu mușcă. Deci noi cică pe drum național. Uitați-vă unde am ajuns. Cum e asfaltul pe aici, care nu e asfalt, practic. Ultima oprire până la Sibiu. Salut! Salut!
Trebuia să fie o frână, mă, ca să fie mai interesant. În visul lui Sărmanu de Jarantir. Într-un final am ajuns și la Supercharger. Misiune îndeplinită. Am reușit cu Tesla, care are cea mai mică baterie, să facem Transalpina. A fost o experiență chiar interesantă, pentru că am avut probleme cu acea stație la Novaci. Noroc că am reușit să încărcăm. Odată ce cobor de pe Transalpina, drumul este extrem de ușor cu mașina electrică, pentru că nu consum mai nimica. Am mers vreo 50 de kilometri fără să consum absolut nimica, ba chiar să bag baterie în mașină, pentru că era în continuu în coborâre lejer. Asta e avantajul la mașina electrică, că atunci când cobori, încarci și bateria și ajungi cu destul de bună baterie. Stați până la final, pentru că cazarea din Sibiu arată super bine. Avem inclusiv jacuzzi. Asta e penthouse-ul. Mamă, ce penthouse? Așa se numește, mamă, dar cât patul. Aici dorm lejer trei oameni, ești nebun? Aici avem baia. Frumos, baie. Puțină liniște, copii. Aici e locul de mâncare la apartamentul ăsta. Și hai să arătăm terasa. Asta este un apartament din 3. Da, mă, da. Ce da, că e calul. Băi, cald, ești băi, da, cald. Drumul e toate alea. Ia trașa. Chat. Ia. În seara asta. Ma. La camera. Frumos. Bă, da, băie sunt chiar mișto cum arată. Al doilea apartament cu un dormitor aici. Încă un dormitor aici. Sunt foarte imense paturile. Sper să fie și comode doar imense. Ia să vedem cum arată și acesta. Încă un pat imens. Ia, yeah, bun. Baie, frumos. O canapea. Pentru aceste 3 apartamente am plătit suma de 1270 de lei. Capacitate de 14 oameni. Noi suntem 10 oameni. Spuneți-mi părerea voastră în comentarii. Acum o să începem să ne pregătim, pentru că mergem în centrul Sibiului să mâncăm și noi ceva așa de seară. Și după aceea ne întoarcem la jacuzzi frumos. Pregătim jacuzziul, l-am setat aici pe 36 de grade. Ia! Ia, de că, ia uite! Mamă, cum e! Frumos de jacuzzi! Ce mai frumos! The next day. Următoarea zi este așa de oribil cum mă așteptam. Uitați-vă cum este vremea pe autostradă. Noroc cu autopilotul ăsta, că mai bine vede autopilotul decât văd eu în față, efectiv, și se menține foarte bine banda. Am ajuns la Pitești. Ultima zi a fost plină de trafic, o vreme oribilă, dar noi încheiem aici acest vlog. Sper că v-a plăcut. Dacă da, dați acolo butonul de like, abonați-vă dacă sunteți noi și ne auzim data viitoare. Vă pup, ceau!